Doi șoferi craioveni implicați într-un accident au ajuns la spital. Evenimentul rutier s-a produs după ce unul dintre ei, în vârstă de 76 de ani, a schimbat direcția de mers fără să se asigure și a intrat în coliziune cu o auto utilitară, condusă în aceeași direcție pe banda 3 de un tânăr de 30 de ani din municipiul Craiova. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că un bărbat de 76 de ani din Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Severinului către Ișalnița, pe banda 2 de circulație, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de deplasare spre stânga, intrând în coliziune cu o auto utilitară condusă în aceeași direcție pe banda 3 de un tânăr de 30 de ani din municipiul Craiova, care ulterior a fost proiectat în gardul împrejmuitor al unei locuințe. În urma evenimentului rutier, conducătorii auto au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital. Cei în cauză au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.